Bun, am revenit aici la Jurnalul de Agricultură din mijlocul Indagra 2015. Altul de noi este domnul Vlad Gheorghe. Domnule Vlad, vorbeam înainte de pauză despre ce se întâmplă cu, cu produsele din, din, supermarketuri. Dar vreau să vă întreb și despre atestatul de producător, despre acea lege a pieților, așa denumită 140. Înțeleg de la mai mulți din, din domeniu că este totuși nefuncțional. Deși s-a făcut o mare publicitate atunci, s-au făcut emisiuni, s-au dat comunicate de presă, ea nu este încă sau nu este aplicabilă. De ce? Legea e funcțională, este aplicabilă, însă organele abilitate care să verifice funcționalitatea ei în piețe, datorită lor, nu are aspectul legislativ care l-a conturat în Camera Deputaților și Senatului. Ea este aplicabilă, v-am spus și menționez în continuare, însă organele care ar trebui să verifice funcționalitatea ei nu-și fac datoria. Adică găsim în continuare producători care nu sunt producători? în piețe, în zona de producători? Nu neapărat acest aspect. Faptul că acele atestate stufoșenia de documentație este mai greu, e mai greu perceptibilă ca funcționalitatea ei rămâne în latitudinea piețelor care unele sunt private, unele sunt de stat, primarii, decizia e la ei. E o conglomerat și o neînțelegere între ei. E deranjant faptul că unii primari au eliberat, iar asociațiile care au fost recunoscute pentru a viza aceste atestate nu au fost lăsate ca să își facă datoria și treaba. Cine ar trebui să verifice acest lucru? Care ar fi organele îndreptățite? Păi în primul rând administrația piețelor în care e permisivă sub aspectul acelui atestat, iar acele atestate a lăsat un loc de interpretare unde spune soț, soție, unde să trece pe carnetul de comercializare și alte rude de gradul 3, 4, aleatoriu, care poate să vină nu știu cine și sunt trecute acolo. Dar dacă asociațiile erau lăsate ca ele să avizeze acele atestate, cu certitudine nu s-a ajungea la stadiul actual și nemulțumirea este inclusiv a producătorilor, inclusiv a asociațiilor, pentru că am fost tratate cu indiferența în care am fost și în situația în care am eliberat un 5% actualmente Atestate, diferența s-a eliberat de câte primari, primării, direcții, oficii de consultanță, nu mai știu de către cine, pentru că există o noimă și o neînțelegere. Veți face ceva în acest sens, presiuni ca legea să fie aplicată? Conform presiuni a... nu. Am cerut anumite modificări vis-a-vis -vis de aspectul legei cooperativelor, în care formele asociative, că e cooperativă, că e asociație, să aibă unele avantaje. Și atunci nu ne mai grevează acel aspect că nefuncționalitatea și aplicativitatea acelei legi 145. Dar dacă în continuare se, va, se vor genera, vis-a-vis -vis și de PNDR, cum a fost el elaborat, vis-a-vis -vis de aspectul acestei atestate de producători, nu vom fi considerați ca parteneri egal la masa discuțiilor și la elaborarea acestor acte normative, legi, hotărâri de guvern care să dau în domeniul agriculturii, la fel ca și aceasta va fi o nefuncțională. Bun, asta ce se întâmplă acum, crezi că îi îndepărtează pe, pe țărani, pe producători de, de piețe și va mobiliza, să spunem, să se unească și să intre în supermarketuri? Vreau să fiu foarte bine înțeles. Producătorii realmente nu sunt 10% în piețele agroalimentare. El nu are timp util să fie prezent permanent în piață. Marea temere a fost aspectul că Uh, piețele real, funcționează pe acele chirii de tarabe. Ei au obligat, există un abuz în punctul ăsta de vedere al contractelor pe închirierea tarabelor. Ei au vrut să se asigure cu certitudine că se închiriază la capacitate acele tarabe și este un buget realizabil până acele încasări. Există abuzuri datorită faptului că îl obligă să plătească de la începutul anului integral anul taraba și ziua cu zi cu plată depinde de modalitatea în care se aplică la fiecare piață. Aici v-am spus, organele abilitate și poate să fie Ministerul de Finanțe, alte organe din cadrul Ministerului Agriculturii, nu au avut puncte de vedere vis-a-vis -vis de aceste aspecte în care e obligat producătorul să închirieze pe un an de zile, chiar dacă nu are produse, el nu va fi prezent în piață, îl obligă să plătească acea de tătarabă ca să o asigure în perioada când el funcționează. Dar din 30 de zile, el nu cred că se duce 10 zile la piață. Bun, Și dar pe perioada, pe perioada ierni, acum se E deja noiembrie, putem să spunem uh, uh, ce se întâmplă cu acele, acele tarabe. Cum ce se întâmplă? V-am spus, ele obliga să o plătească integral 365 de zile. Altfel nu e o acordă. Și am mers la speculația asta și este un abuz. Am sesizat aceste abuzuri: vis-a-vis -vis de aspectul uh, încasării anticipate a acestui preț de închiriere a celei tarabe nenorocite, care considerentele au fost și explicația că trebuie să-și asigure bugetul. Cine verifică acele bugete? Pentru că el n-a creat în acest 25 de ani, din acele încasări de chirii de tarabe, nimic în plus față de condițiile pe care le are un producător la tarabă. Și v-am spus, în piețe realmente nu sunt 10% producători pe tarabă. Bun, deci, acest abuzuri se întâmplă și acum când... Cel puțin teoretic, ar trebui să avem 40% minimum producători în piețe. Acel 40% este generat, dar el nu a fost creat în acele uh, delimitări de spații în care producătorul să se regăsească. Pentru că ele, v-am spus și mă repet, rămân goale. Producătorul are timp decât în weekend sau în jumatea săptămânii. Nefiind, goal, nefiind, ocupate, el nu mai încasează și administrația pieților a trebuit să găsească o modalitate în care să aibă, să-și asigure veniturile la maxim din acele tarabe, chiar dacă el o închiriază bun an de zile și să duce altcineva pe tarabă și el s-a dus să ia și lola. De deci ce dublă închiriere? Bun, dar dacă producătorul nu se duce la, la, piață și nu are timp, este logic că trebuie să-și desfacă marfa undeva, să-și o vândă. Sunt două, cel puțin eu văd doar două modalități în acest moment, fie printr-o asociație, cum este cea dumneavoastră, care să ducă produsul pe rafturile supermarketelor, fie către acei așa numiți samsari, comercianți. Noi cu acest samsare am trăit, noi nu vrem să avem o polemică cu ei. Ei au fost generați datorită situației pe care a fost creată în România de 25 de ani. În lipsa locurilor de muncă s-a creat această rețea intermediară. Intermediare sunt foști negustori, că nu sunt autorizați, că nu funcționează legal, nu e de datoria noastră. Însă, dacă vrea să creeze anumite avantaje legislative coerente vis-a-vis -vis de fiscalitate trebuie să le generezi din punct de vedere de atractibilitate în mediul asociativ, în mediul cooperativelor și aici intervin și spun că ar trebui alocate anumite sume de bani concludente în care să atrage această asociere. Nu fictivitate din discuții și vorbe. Bun, legea cooperativelor a ajuns deja pe masa Parlamentului, urmează că ea să fie dezbătută și, cum spunea și aici la indagra ministrul Daniel Constantin, speră că până la sfârșitul anului să intre în vigoare. Totuși, față de ceea ce ați propus dumneavoastră, acel 90% cheltuielile pe care ar trebui să fie de în partea suportată de... de, 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 de de contate de stat pentru o cooperativă nu, nu se încadrează, sunt alte beneficii mai mici din punct de vedere financiar. Dacă nu se ia în considerație, mă repet din nou, acele măsuri pe care le-am generat și le-am inițiat în formă scrisă, rămânem la stadiu de a le genera decât Ministerul Agriculturii, neavând nicio parte concludentă. Noi ne-am dus cu soluții, practic, nu ne-am dus să cerșim nimic. Soluțiile se regăsesc în bugetul Ministerului. El, Undeva la fiecare an nu poate să spună că consumă integral acea sumă de bani pe care o are bugetul Ministerului Agriculturii. Unde aloca acea diferență care rămâne neconsumabilă în bugetul lui, nu știu. Dacă ar ști altcineva să dea aceste sugestii, unde s-ar putea aloca uh, rea sau realoca acea sumă care rămâne necheltuită. Dar, mă repet, dacă nu se va ține cont de soluțiile pe care noi am dus soluții. Că el nu se încadrează, așa ne sperie ca o gogorit să și cu nouă PNDR. Nu putem, nu putem, că ne-au spus Comunitatea Europeană. Greșit. Comunitatea Europeană ne indică anumite legi pe care sunt adaptabile la condițiile realmente ale României. Niciodată nu ți-impune Comunitatea Europeană. Ea spune ce trebuie să faci. Legislația trebuie adaptată la condițiile reale ale României. Nu trebuie să ne subordonăm, să mergem cu capul între omuri, să facem plecăciuni. Nu. România a fost, și mă repet, are capacitate, are potențial și există o tradiție în agricultură. Temerea mare este de capacitatea de producție care va invada piața Europei, pentru că prețurile, la momentul când le discutăm, le influențează direct maximul de cantitate producție ajunsă în piața Europei. Noi nu avem o temeră în a concura calitativ și cantitativ. Numai că nu avem formele de sprijin realmente care poate să le asigure, pentru că băncile la noi ne privesc ca oaia neagră. Niciodată un producător sau un fermier, cum vreți să-i spunem, n-a fost privit actualmente ca și un Partener la o discuție a unui contract bancar sau financiar. Apropo de subvenții, acum deja se fac aproape două luni de zile. Laurențiu Rebeca, europarlamentar român din Comisia pentru Agricultură din Parlamentul European, Spunea că va propune să se. Ca din 2020, pentru că acum nu se mai poate, evident, dar să se renunțe la subvenții în toată Uniunea Europeană pentru a crea un cadru de concurențialitate pe bune între toți fermierii, agricultorii din Uniunea Europeană. Asta a spus o gândire a dânsului, dar atâta timp când noi suntem contribuabili consecvenți ca țară și plătim către Comunitatea Europeană o sumă, care este partea noastră vis-a-vis -vis de faptul că suntem înscriși la ea și generăm pro, uh, noi programe europene pentru fermieri, nu trebuie retrasă, trebuie să ne aducă la echivalentul plăților care s-au generat către Austria, Germania, toți ceilalți membri ai uh, comunității europene au beneficiat de alte plăți, de diverse plăți. Noi suntem discriminați din faptul că primim 136 de euro pe sub pe suprafață, ceilalți primesc sume la 500-600 de euro. Dar spunea... Noi suntem puși într-o concurență neloială, pentru că la noi capacitatea de producție există, la noi finanțarea nu avem. Când vorbim de finanțare aici te autodepășești pentru că îți cere autofinanțare și ca și garanții trebuie să duci 120% să poți să generezi un ciclu de producție, să faci o investiție nouă și aici pierdem pracul cu cofinanțare. Dar ar spunea că niciodată nu se va ajunge la o egalizare a subvențiilor pentru că efortul bugetar european ar fi foarte mare și că fermierii ar trebui să învețe să trăiască fără aceste, fără aceste, subvenții dacă vor să se lupte de la egal, la egal cu francezii, austrieci sau nemții. Eu sunt de acord cu ce a spus Nânsu, dar atâta timp cât noi am dus o contribuție semnificativă la bugetul comunității europene, să ni se acorde pe măsura pe care am contribuit. Nu spun că să ne dea cât a dat Germania și Franța, dar atâta timp cât ne subjugă cu acele legislații europene și nu se ține cont de condițiile realmente ale României, pentru că diferența de la șez la munte și aplicativitatea legilor care sunt acum pentru PNDR-ul actualmente și proiecte europene, sunt distincte. România are altă climă, are alte forme de relief, nu poți să generezi zona montană cu zona de șes. Dar ca și contribuție, pe măsura cât a contribuit România, ar trebui să-i saloce realmente, însă marele impediment este la funcționarul român, pentru că el când te duci cu un proiect să-l depui, să uită la tine ca și cum el ar fi stăpânul banilor și ar da din propriul buzunar. Aici trebuie umblat. Sensibilitatea este la neprofesionalismul celor care verifică acele proiecte. Ei n-au siguranța profesională că semnează sau dacă e bine un proiect. Și îl primă pe cu zeci de hârtii. La noi trebuie simplificată clar documentația pentru proiectele europene a fost, sau cel puțin la nivel declarativ, acesta este scopul, spuneau că anul 2015 a fost primul an în care s-a aplicat și de aceea a fost o mai mare brambureară în, în rândul funcționarilor, dar de la anul lucrurile ar trebui să intre pe un făgaș normal. Cei din zootehnie sunt totuși nemulțumiți și spun că până la această dată nu știu ce se va întâmpla anul viitor și cum să-și facă documentația. La dumneavoastră lucrurile sunt mai clare? Nu sunt clare, lucrurile sunt clare din punct de vedere că 2007-2013 nu s-a închis ca buget PNDR-ul vechi. Cum poți să aplici acum PNDR-ul nou când bugetul 2007-2013 nu este închis? Vă surprinde acest aspect. Eu am spus că n am încredere în, proiect, în nou PNDR 2014-2020 pentru că au trecut 2 ani. 2014-2015 până în 2020 mai avem încă 8 ani. Când putem noi să depășim să cheltuim acea sumă? Astea sunt uh, cuvinte aruncate în vânt pentru că nu s-a ținut cont nici la implementare, mai ales la implementarea și uh, informarea noului PNDR, s-au cheltuit 3.800.000 de euro. Trei firme austriece, două românești. Ce a implementat când nou PNDR e tot pe site, tot să aduc completări la ghidurile care sunt pe măsurile diferite. Este o, o confuzie totalmente, dar generăm atâta hârtie și tipografie în care cheltuim acei 3.800.000 fără să fie un PNDR funcțional. Asta în condițiile în care deja s-au deschis o bună parte din măsuri și uh, secretarul de stat, George Turtoi, uh, anunța că se vor deschide la începutul uh, lui uh, ianuarie 2016, alte măsuri din, uh, din noul PNDR. Dacă vorbim de 2016, de la vorbe până la fapte e diferență. Domnul secretar, de stat, domnul secretar de stat citește din hârtie să coboare cu picioarele pe pământ, să nu mai stea cu ele și cu mintea să fie pe umeri să discute realmente cu profesioniști. Atâta timp cât aplici o legislație din birou nu poate să fie funcțională în teritoriu. Bun, uh, încă un subiect pe care vreau să vin mai ridic atenție este această uh, agenție care se creează de promovare a produsului românesc uh, în cadrul ministerului. Uh, Bănuiesc că sunteți direct interesați pentru că chiar astăzi venim spre Indagra, ascultam în mașină o corespondență de la, de la Bruxelles în care spuneau că roșiile noastre și legumele și fructele în general încă mai au gustul cât de cât apropiat de ceea ce ar trebui să fie. Totuși semințele pe care le luăm din Uniunea Europeană au mai modificat acest aspect, dar că dacă ne uităm la ce mâncăm cei mâncă ce din vest și ce mâncăm noi, lucrurile sunt totuși încă într-o direcție bună în România și că ar trebui să exportăm, să fim mai prezenți pe piața europeană cu produsele noastre. Nu vreau să fiu răutăcios, dar la momentul când discutăm, România poate să genereze aceste produse de care se tot discută. Discuții la stadiul de discuții au rămas din când a apărut programele europene. Până nu vom trece realmente să implementăm, să avem o inventariere a zonei, a zonei cu specific fiecare, unde se plantează pomi, unde sunt livezi, unde sunt spații protejate, trebuie să avem o cultură adecvată. Nu să schimbi o specificitatea de zonă, că vreau să implementez o livadă de pomi în zona unde e bazin legumicol. Nu. Dacă nu vor genera și nu vor recurge la zonarea culturilor, cum a fost ea lăsată de când să știe în istoria acestei agriculturi, ne trezim că mâine vom avea în zona unde a fost legumicultură Livez, iar în partea de Livez vom avea legumicultură. Nu. Dacă Ministerul Agriculturii nu-și face datoria ca entitate și nu colaborează cu soluțiile pe care le au fermierii, și nu le pune în practică de zi cu zi, România se va trezi vorbind permanent și va genera numai hârtei, fără producție. Deci acum când discutăm de calitatea și gustul legumelor românești, discutăm pe hibrid și soiuri care sunt în afară. Atâta timp cât s-a distrus cercetarea, nu s-au mai creat soiuri. Un soi sau un hibrid de sămânță care îl generezi se poate crea în câțiva zeci de ani. Un cercetător în domeniul la tomate sacrifică întreaga viață cercetând acele aspecte sau câteva semințe nimeni nu le-a mai pus în valoarea lor adevărată și am fost cercetori la ușa Europei, întinzând în mâna, cumpărând semințe din alte părți și ne văităm că folosim atâtea fungicide, insecticide, că nu se adaptează. Nu, pentru că ele nu au fost create la condițiile climatice ale României. Atâta timp atât cât cercetarea nu e pusă la valoarea ei adecvată, nu vom avea produsele cu gusturile de altă dată. Bun, dar apropo de zonare, stai, știu că în ceea ce privește acel uh acea măsură pentru pomicultură, au fost probleme și am discutat atunci cu, cu domnul Tănase și cu în, în, studio despre problemele de, de zonare. S-au rezolvat acele lucruri măcar? Nu cred că se vor fi rezolvabile și nu s-a rezolvat datorită faptului că Toată lumea când a auzit de fonduri europene, 50, 80, 90% își fracă mâinile și ajung acele proiecte în mâna celor care nu și-au cheltuit și rosit bani în agricultură. Unii care nu au legătură cu agricultura accesează mai repede pentru că au stocat banii. Noi care ne-am tocat în agricultură și am îngropat, suntem decapitalizați la momentul când spun asta, că am sperat la o zi mai bună și o finanțare mai corectă vis-a-vis -vis de fermierii români ceea ce nu s-a produs. așteptările sunt permanente, dar dacă nu se va face o inventariere la vechiul PNDR, ce funcționează? Ce mai trebuie completat? Ne trezim cu investiții care sunt nefuncționale din proiectare pentru că, dau un exemplu, dacă faci într-o zonă un abator de o capacitate enormă și nu poți să-i asiguri materia primă, să ajungi la import e greșit. Și dacă lângă el mai aprobi și certifici încă un abator, vor muri amândouă și vor falimenta cât timp nu se face o inventariere a situației realmente după capacitate zonă, nu va fi funcțional nimic. Vom construi permanent și nefuncționalitate va avea tot permanent. Dar dacă vorbim la acest moment despre legume, pentru că e domeniul noastră predilect, dacă ar fi să avem unde să desfacem Uniunea Europeană producția, am avea capacitatea de a produce pentru necesarul care ni se cere la export. Tocmai vorbeam în prima parte a emisiunii de faptul că avem foarte puține spații protejate. Uh, spațiile protejate și fac datoria cu anticiparea producției, adică ele apar într-o perioadă mai timpurie și noi îi spunem drufandaua, ele apar în luna lui mai-iunie, dar ca și capacitatea de producție putem asigura și pentru extern și pentru intern dar atâta timp cât nu vin sprijine și măsuri de sprijin directe către producători, nu vom avea asigurată această cantitate și vom trata tot timpul cu indiferență aceste sectoare. Ce înseamnă sprijin? Cam care ar fi cuantumul necesar, dacă vă gândiți la sprijin? Cuantumul necesar, dau un exemplu strict, pe baza agentului termic care îl generezi din luna lui noiembrie până în luna lui februarie, dacă vrei să produci legume în perioada iernii, să fie undeva la 50%, că e gaz, că e energie electrică, pentru că în perioada răsadurilor și a producției, când nu e permisiv actualmente din uh, atmosferă, atunci poți să concurezi cu produsele care vin și ne văităm că de ce vin la produse ieftine. Pentru că Spania, Israelul, toate țările, Turcia inclusiv, ei nu investesc decât în spații protejate care nu au folie, au o plasă hmm. care este anti-insectă, ei nu au nevoie de căldură. La noi factorul decisiv este căldura, dacă nu e asigur minim 16-18 grade, nu poți să produci. Și în perioada iernii când avem un minus 20 de grade să ai 30 de zile un delta fi, vă dați seama că echivalentul trebuie să produci 50 de grade termice să încălzești la 25. 9% TV la apă vă ajută în vreun fel? n-aș vrea să mă leg de acest aspect pentru că el nu merge direct către producător acea diferență și nici către consumator. S-a generat un joc legalizat al comerțului cu cel 9%. Ok, vă mulțumesc mult, domnule Vlad Gheorghe, pentru discuția de astăzi. Vă mulțumesc și noastră pentru și atenție. Și eu mulțumesc. Rămâneți în continuare cu AgroTV. Toate cele bune. La revedere!